Zice să începem cu niște date biografice ale tale, fiindcă cititorul cred că o să își pună întrebări de cititorul cărții astea, o să își pună întrebări despre biografia ta și despre perioada petrecută în Craiova, așa cum o descrii. Da, sunt de acolo, născut acolo, într-o mică enclavă de ardeleni mutați acolo. După aia am plecat pe la 20 ceva de ani. Am prins anii 90 în Craiova, o școală nici de cartier, cartier, nici de centru, mai pe la mijloc așa. Liceu, ca toată lumea, nu știu, era fostul Bălcescu. Cam asta e despre mine. Cred că pe acolo se oprește filiera sau segmentul craiovean. Și eu și sora mea am plecat de acolo. Am stat în București. Nu știu cum ar mai continua segmentul craiovean în istoria familiei mele. Păi și ce a însemnat perioada asta? Sau ce înseamnă acum? Era copilăria, e considerată o chestie sacră, o perioadă sacră din care te alimentezi tot timpul. Da, e mai mult un loc, știi, e un loc în care îmi place să revin. Se schimbă, bineînțeles, de la an la an, așa se răstânge ca o bucățică de gheață care se topește așa în încălzirea asta globală. Mai sunt câteva curți, câteva case, câțiva pomi arată la fel, oamenii s-au schimbat cu totul. Dar rămâne o stare, nu știu, o stare, o lumină a zilei. Știu, eu am copilăria mea, normal, a fost mai mult anii 90, pe stradă, pe afară, pe bătut mingea, mai făceam și incursiune așa pe la marginea orașului și eram mici sălbatici, să zic așa, nu eram pe tablete, pe console, știu fazele luminii, când nu trebuia să am ceas la mână să-mi dau seama cât e ora și simți de orientare, așa. Cred că stările alea, cel mai mult a căldurii, mai ales verile nesfârșite, dar astea seamănă și cu alea din București, în care totul se topește și gândurile tale încep să rotească ca într-un cap unui mexican sub sombrero, așa, care stă la colțul străzii, se gândește la toate și la nimic în același timp. Picoteala, așa, cred că e. Totdeauna asociez cu Oltenia, cu Craiova, cu. Ai spus că oamenii s-au schimbat mult. Cum s-au schimbat? Adică în sensul că toți cunoscuții mei au plecat. De-a lungul timpului au venit alte generații, eu nu-i cunosc. Și cei care au venit în București au făcut stații aici și au plecat în străinătate. Și după ce am ajuns și eu acolo, cunoscuții mei au plecat peste ocean în state și nu-i mai prind, nu știu, suntem așa într-un decalaj, cred că facem turul pământului și nu știu. Dar nu, nu mai vin alte generații, pur și simplu, nu mai știu fețe cunoscute prin oraș. Sunt multe întâmplări, să spun așa, trăite de tine în cartea asta, sau sunt fragmente? Sunt. Fragmente, da, sunt fragmente. La cartea asta am avut o primă. Am scris, am două veri la rând, cu pauzele, deci doar de sezon am scris la ea. Și prima dată am avut un draft, era pur și simplu ficțiunea, după regulile, în general, să zic, scenaristice. Și pornită de la o lucrare, am tot pomenit-o, de la lui Ion Grigorescu Izvor. Dar nu eram eu foarte în poveste, adică nu mă luasem și pe mine. De-abia în a doua vară am început să cochetez cu ideea dacă m-aș putea introduce, cât, în ce măsură și cum vorbeam un pic mai devreme, am luat cufărul ăla și am început să scot și să văd ce mi-ar folosi. Așa amintiri sau lucruri îmi veneau. Dar unele nu avansau acțiunea, nu îmi foloseau.
Până la urmă nu era o copilărie spectaculoasă sau văzut și la Orwell are în Anii Bucuriei o novelă de mici dimensiuni care nu e în stilul lui obișnuit așa utopiile. E pur și simplu așa o mică biografie că școala lui gimnazială era cu aceleași lucruri dacă schimb nuanțele de timp și de cu ierarhii, cu profesorii cum erau, cu micile evadări, cu supremația fotbalului, bineînțeles. Până la urmă, cred că eram în niște parametri, am fost în niște parametri în marea, în clopotul lui Gauss, nu că am fost pe margini. Și dar în momentul în care am hotărât să introduc elemente de ale mele, bine că a trebuit să stilizez foarte mult, să mistific încolo și încoace, că nu vreau să scriu despre mine, am câștigat motivație. Pentru că la un moment dat ca un podmolisem, era o proză corectă, dar nu mai aveam drive-ul pentru ea să o duc mai departe. Și când am introdus câteva elemente, E un roman despre, până la urmă, e un roman despre maturizare. Așa ar lăsa finalul cărții impresia. Momentul în care personajul principal își ia buletinul, se termină și povestea. E despre, da, într-un fel, e luarea la cunoștință despre ceilalți. Momentul în care găsești, adică când vii aici, lucrurile sunt deja formate, tu ești la nou venit, tu ești la... Lumea trebuie să ia cumva la cunoștință de tine, începând cu familia și așa mai departe, și tu începi să iei la cunoștință de ei și... Dar e un, așa cu valuri, ondulat, nu-i conștiința asta cum se formează și după aceea se prelucrează tot restul vieții, dar la un moment dat ai un, cred că o revelație, o, nu știu cât de ușor de, sau de bine de, o poți formula în cuvinte sau variabil, se poate întâmpla la 14, 18, 20 de ani. Eu am mers pe ideea asta de a prinde momentul respectiv cum urmărești cu un aparat de fotografiat momentul, știi, și merge așa la firul ierbii. Am încercat să țin toată acțiunea în plan cât mai concret, să mă mișc cât mai aproape de pământ și să prind exact momentul la așa zisea revelației lui, naratorului, în care intră mai multe lucruri, ce înseamnă prietenia, cum se duc lucrurile fiecare în... despre teamă, despre vinovăție, despre tot pachetul ăsta de toate palierele conștiinței, să zic. Dar e o lume sălbatică, lumea în care se desfășoară romanul. E lumea de după Revoluție, o lume fără repere, în care personajele nu... Cred că niciodată n-am găsit un reper exterior lumilor la care se raporteze. Italia, care e un... Toții visează să ajungă în Italia, vorbesc cu expresii italienești, dar nu e lumea lor, e un mit, e o lume imaginară, Italia, despre care vorbesc ei, cred. Din auzit, e din auzit, da. Da, da. Păi aici, uite, asta e o parte, să zic, autobiografică, dar tot mai mult ca senzație sau senzația de confuzie, de neclaritate, zvonistica de cartier, poveștile, că probabil și alții și-aduc aminte, da, stăteai pe afară și te duceai acasă și alții stăteau mai mult și a doua zi dimineața ei știau niște lucruri pe care tu nu le știai și le povesteau și uite ce s-a întâmplat și bineînțeles copiii confabulau și umblau zvonuri, că uite umblă unii și fură copii cu mașina, că ce-a făcut tare, deveneau niște povești astea un pic
mitologice, care pe de spațiu asta a fost un lucru pe care mi l-am dorit să ies cu povestea outdoor. Nu mi-am dorit poveste urbană, poveste, dar nici realismul rural, că nu, habar n-am, nu știu, nu să... Și atunci am stat undeva pe margine, pe marginea între oraș și de unde începe câmp, practic câmpul, unde să pierd toate reperele. Aveam nevoie, asta aveam mare nevoie, să respir, apreciez cine face asta. Pentru o vreme am făcut și eu povești din astea camerale, să zic, sau oricum urbane. Nu, am vrut efectiv să ies în aer liber cu povestea cu tot. Are ceva poate și din Fogna, cu tot așa se pierd reperele, nu-ți dai seama exact unde se întâmplă lucrurile, în ținutul ăla inventat al lui. Cam asta a fost. Am stat undeva pe marginea orașului și m-am dus să revăd locurile respective prin 2015. Am făcut și multe poze pe acolo, pe la podurile alea. Așa e un peisaj foarte puțin ofertant. Ai putea trece de 100 de ori pe lângă el să nu remarci. Poate pentru biologi, ornitologi, că e o varietate acolo biologică pentru ei probabil importantă. În rest, nu cred că sare așa în ochi să zici, uite, am văzut locul ăsta și aș vrea să mă amplasez acțiunea aici. Nu știu, am citit. Unii au vorbit de Selinger, când au, ești de acord cu trimiterea asta? E trimitere în sensul adolescenței și a vara capăt de drum, nu știu, nu neapărat vara, capătul de drum al iluziilor, să zic așa, și un pic stilul ăsta neasumat, jucat de neasumarea naratorului, care când cobor la nivelul frazei se joacă așa și nu-și asumă, dar pe de altă parte e un pic peste vârsta lui din punct de vedere al concluziilor, al organizării, dar o joacă într-un stil un pic neasumat. În sensul ăsta cred că e o asemănare cu Selinger. Totuși cumva un, poate greșesc, dar e cumva un roman clasic. Roman, să zic, care să inventeze procedee artistice. Un roman care are povești, te consideri făcând parte dintr-o generație, între ghilimele, te consideri având tovarăși și alți scriitori tineri, colegi, tovarăși. Uite, romanul ăsta e cel mai, cred că în momentul în care m-am apropiat sau am trecut cel mai aproape de un roman structurat, un roman realist, ceva tot ce înseamnă non-experimental. Ce am scris până acum în diverse variante de experiment și cu elemente de absurd și de realism magic și de... Au fost mai multe etape, să zic. Și aici în traiectoria mea m-am apropiat cel mai mult de traiectoria romanului, să zicem, realist, nu neapărat autenticist. Intră în zona romanelor realiste. Aici n-am nimic de spus în legătură cu asta. Unde sunt destui scriitori de generația, din vârsta mea. Și e până la urmă stilul cel mai, sau registrul cel mai folosit de după 2000 încoace. Așezările în grupări și în
Eu să zic așa, în generații literare nu știu cum să le iau exact. Ai frecventat cenacluri? Nu, am fost când eram încă în Craiova, am fost la un fel de atelier, nu era chiar un cenaclu, că n-aveam public, eram vreo 4-5 oameni. Și era un poet foarte bun, e și acum Ionel Ciupureanu, un pic mai underground, care scria și versurile pe Terror Art. Și aia pot să zic că au fost un an, doi de formare, dar erau în principal poeți. Eu doream să scriu proză, până la urmă grupul s-a dizolvat. Ceva efecte cred că a avut, mai ales în felul în care gândești textul și în felul în care îți alegi cuvintele. Cred că acolo a fost un moment, așa, uite, sub influența lui Ionel Ciupureanu, în măsura în care poezia lui ermetică poate să influențeze mai departe un prozator, să zic, care, uite, ajunge să scrie realist. Dar ca exercițiu, așa, ca un fel de exercițiu de rigoare. Așa am întâlnit la tot felul de întruniri, colocvii, lecturi publice și cred că știu pe cei mai mulți, măcar așa, să ne salutăm pe stradă sau să-i fi citit. Ce pretenții ai de la un cititor care își citește carte? N-aș zice, am așa aș vrea să-i placă, deci aș vrea să simtă la sfârșit mulțumit că i-am spus o poveste, pur și simplu o poveste. Nu e în zona, aici sunt foarte multe opțiuni, pornind de la opțiunea de temă, opțiunile de publicare, opțiunea de alegerea frazei, care ai văzut că are foarte multe suișuri și coborâșuri, tot în stilul ăsta de relatare. E cumva și o opțiune să nu merg în zona cărților de idei. Apreciez, sunt și eu citesc și îmi place ideea asta de dezbatere, efervescența e așa o ebuliție, venim cu tot felul de noutăți, de teorii, de... Am avut nevoie, opțiunea mea a fost să stau un pic, știi? Să stau și să merg pe ideea de senzație, de stare, de ieșit din cercul ăsta, din perimetru citadin, concentrațional, nu știu cum să-i spun, care mie deja de așa îmi dea mici valuri de claustrofobie, mă simțeam tot mai închis și am vrut să ies și am zis, uite, pentru 3 ore, dacă o citești cap-coadă, îți spun o poveste, știi? Fără concluziile sau să mă avânt în nu știu ce abisuri existențiale, să încerc să obțin senzațiile indirect, prin pur și simplu, prin... Au citit-o prietenii tăi din Craiova, din vremea aceea? Nu știu, deci nu știu. N-am mai ținut legătura cu niciunul din general, dar nici personajele mele nu... sunt copii din un anume băiat din general sau din liceu. Fiecare împrumută trăsături făcute așa, cum se face visul, cum prin alipiri de elemente, prin contrageri, prin descrierea fizică de la poate un băiat pe care l-am cunoscut în liceu sau pe urmă în facultate și mutată, deplasată. N-am folosit nicio poreclă era unui băiat din școală. Din școală n-am păstrat decât un pic din atmosferă, din religia asta fotbalului, care e la Craiova o religie, totul e alb-albastru de dimineața până seara și n-ai cum, odată ce te naști acolo să faci altceva. Colegii mei erau la junior, la club, era o mitologie și legat de asta.
Și cred că astea sunt elementele care le-am păstrat, astfel încât să zic că dacă cineva de atunci ar citi o, ar zice, a, uite, rezonez cu asta, că știu despre ce e vorba. Pe, în rest, nu știu cu ce s-ar putea regăsi cu peisajul.